Metroule mașină mică, metroule mașină mică, unde-l duci pe Clausică, mărioara lui Nenicu Muică? Că-l dai jos și l-aduci viu, mă, că-l dai jos și l-aduci viu, la doamna Carmen la Sibiu, cărmenica lui Clausică, măi, măi. În sfârșit, mai avem încă o bucată nouă de metrou. Am învins. Despre asta și despre multe altele vom vorbi tot aici. Vom vorbi în acest video din această zi de miercuri, 16 septembrie. Vom vorbi despre planeta Venus și ce se află pe ea. Vom vorbi despre traseiștii din politică și vom încheia cu ce zi internațională este astăzi. Vom vorbi despre semnificația. Îi mulțumesc de like-uri, mulțumesc de share-uri pentru cei care sunteți pe celălalt canal, pentru cei care sunteți aici pe canal. Mulțumesc că vă treziți la ora 10. Atunci când sună clopoțelul. Măi, nici elevii nu intrau în clase când auzeau pe vremuri clopoțelul așa de repede, cum intrați voi aici pe canal când auziți clopoțelul că sună. Fapt că am pus un nou video. Asta semnifică, asta simbolizează, da? Metro nou în București. Cei din drumul Taberei s-au bucurat. Uite, după 9 ani avem și noi 7 km de drum subteran. Vedeți, poate asta e o idee, să facă și autostrăzile subterane. Doamne, dacă ne-a ieșit asta cu metrou, îi drept, îți numai 7 km, dar să făcuți bine. Și unde? În subteran. Nu plouă pe ei, pe acei kilometri nu ninge și se mențin în condiții bune. O realizare uriașă, așa cum a spus și președintele Klaus. L-ați văzut? A mers la metrou, el primul. El primul cu Orban. Orban, săracul, a amețit puțin, a luat o 14 beri înainte să nu-i fie rău în curbe. A mers Klaus. Klaus, știți, când era primar la Sibiu, se plimba cu o caleașcă. Atunci când era, nu știu ce, serbare, când erau zilele Sibiului sau festivalul de teatru, este imaginea când era îmbrăcat în sultan sau nu știu ce, încă avea dinții galbeni de la fumat, nu avea porțelanul de acum, și se plimba în caleașcă. A și zis când a ajuns în metrou, el neobișnuit, că în Sibiu nu-i metrou, când a urcat în metrou a zis, dar caii unde sunt? O să se urce și cai în metrou, că mai vin și cetățeni din anumite clanuri care își iubesc animalele mai mult decât familia și o să vină și ei cu caii la metrou. Mare lucru, domnule. Totuși am inaugurat niște lucruri săptămâna asta. Hello, să mișcă lumea în România. Să mișcă România în lume, putem să zicem. Nu ne mișcăm numai când ne cutremure în zona seismică Vrancea. Ne mișcăm că suntem băieți deștepți. Luni am inaugurat un nou an școlar, cu dezinfectant și fără flori, dar l-am inaugurat. Marți s-a inaugurat o nouă linie de tramvai. Și astăzi, miercuri, ce-o inaugura? Ce-o să inaugurăm? O să inaugurăm a treia zi a săptămânii. Nu știu ce o să inaugurăm. Sper să meargă bine metrou. Sunt un pic invidios pe cei din București. Ieșași aveau și până acum vreo 60 de kilometri de metrou, 60 și ceva, acum au peste 70 de kilometri de metrou. Nu, la noi domnul primar Bong ne-a promis că până în 2030 să apucă să vadă ce-i sub pământ. Aici în Cluj-Napoca e foarte greu să faci metrou. De ce? Oriunde dai cu sapa, oriunde dai cu hârletul, scoți un vestigiu. Scoți o potcoavă a calului lui Matei Corvin, scoți o haină de-a lui Bethlen Gabor, scoți un canin de-a lui Tata Nelson Mondialu, astfel, nu știu ce o să fie. În 2030 o să se uite sub pământ, 2040 o să se zică dacă se poate să se facă sau nu metrou, în 2050 o să se apuce de prospecțiuni, în 2060 o să sape. Nu o să fie metrou la Cluj, că noi nu ne grăbim nicăieri. Unde să ne grăbim? Acum avem trotinete, biciclete electrice, să fim sănătoși. Micromobilitate, cum a zis românul ăla. Avem micromobilitate, ne trebuie nouă macromobilitate. Hai să fim serioși. Acum sper să țină mult metrou ăsta. Să țină, să e ca nou, vorba aceea. Nu știau ce garnituri să pună să circule pe șine. Au zis că s-au împrumutat de la alte linii de metrou, de la alte magistrale și au băgat vreo 10 garnituri de la ce firmă? Bombardier. Bombardierii României și la suprateran și la subteran. Dacă se strică ceva la vreo garnitură, are cine repara? Domnul Dragnea. Domnul Liviu Dragnea e în mare formă acum, i s-a redat dreptul de a munci. Și cum el e specialist în mașini, în utilaje, repară și metrou fără nicio problemă. Știți cum îl repare? La foc automat, la mitralieră. Îl mai știți pe deputatul Cătălin Rădulescu pe mitralieră? Medicul mitralieră a fost dat acum puțin la o parte din PSD și a început să dea câte o rafală, a început să toarne, să spună cam ce era și ce nu era bine în
conducerea sau subconducerea Dragnea, ci că la nunta lie Olguța Vasilescu cu Manda. Știți, când s-a pus tanda pe Manda, nuntea mare. A fost și doamna Dăncilă la nunta liei cu Claudiu Manda. Știți că a fost la nuntă și când a intrat acolo, era mare premier, când a intrat în sala de nunți, a zis Dumnezeu să ierte. Doamna Dăncilă a luat meniul de pe mese, s-a uitat în meniu și a zis extraordinar, ăsta e discursul meu pentru ședința de la Bruxelles. Cine l-a pus aici? În fine, atunci nu s-a jucat dansul găinii. La nunta lui Manda cu Lia Olguța nu s-a jucat dansul găinii, că lumea zicea că e un apropo de al doamna Dăncilă. Dar, în fine, trecem peste asta. Cică, atunci, la nunta doamnei Dăncilă, acum ați vreo 2 ani, domnul Dragnea a dat un ordin puternic. A dat un ordin, sau anul trecut a fost? Anul trecut a fost, mă, vorbesc prostii. Domnul Dragnea a dat ordin. Toți colegii de partid care participă, care au fost invitați la nunta liei cu Claudiu, între 2 și 2500 de euro să pună în plic. Nu, era, ăla era ordin de partid, da? Credeți că cineva n-a făcut asta? Toți au pus, domnule, că dacă a zis domnul Liviu Dragnea, și ce s-a ajuns acum în PSD, ce s-a ajuns domnul Ciolacu, marele Ciolacu, ce s-a apucat de muncă la 37 de ani și la 39 de ani s-a pensionat, că a intrat în politica mare, domnul Ciolacu, pentru a-și păsta scaunul interimar la șefia PSD-ului, pentru a nu avea rivali, că știți, Circo Orlando, finlandezul zburător, discotecarul, se cam băga pe el și avea șanse să fie susținut la șefia partidului, a bătut palma cu Orlando. I-a oferit pentru toamnă un post eligibil de senator sau deputat. Vedeți că așa se rezolvă. Unde mai pui că așa rămâne Orlando în partid? Nu pleacă, la fel cum au plecat mulți PSD-iști, traseiști. Domnul Chirica de la Iași, cel a cărui băiat de un an face tranzacții imobiliare de minim 1 milion de euro. Domnul Chirica, fratele mai mare al domnului Rareș B. Oameni cu caracter, domnule. Domnul Chirica, tocmai aterizat în PNL și cu mari șanse la edilitatea șefă a urbei Ieșilor, în dulcele târg al Ieșilor, domnul Chirica, într-un interviu, face distinția între traseiști buni și traseiști răi. Căci că el e un traseist bun, că de fapt o stat în PSD, o făcut pentru Iași ce-o promis prin programul PSD, s-a retras din PSD, a fost independent și acum a intrat în PNL. Deci e un traseist bun. Corect. Meleșcanu, săracu, atunci când se retrăgea dintr-un partid și îl făcea pe lui, după aia abandona partidul lui, mergea în alt partid, el ar fi un traseist rău, nu? Vorba cântecului. Că traseiștii-s buni și răi, mincinoșii farisei, să nu pui ștampila pe ei, măi omule. Asta e. Da, ați aflat? Cel mai fericit om din România este din Tecuci. Din Tecuci. Proaspăt câștigător la loto, un domn din Tecuci. Domnișoară din Tecuci, unde lozul meu te duci? A zis că de banii ăștia își face și el metrou în Tecuci. Mă, numai cu inițiativă privată putem să avem. Știți, Mandachi și-a făcut și el metrul lui de autostradă în Moldova. Domnul Tecuci a zis că își face și el o bucățică, un metru jumate de metro. Și dacă nu este așa cum trebuie, atenție, o să-i sară muștarul. Plec departe, plec pe Marte, plec pe Venus. Pe Venus s-a găsit un gaz. Ați auzit știrea, nu? A cam bulversat lumea academică. Ceva gaz acolo pe planeta Venus, nu pe muntele Venus, că femeile sunt de pe Venus, băieții sunt de pe Marte. Cărți s-au scris pe tema asta. Un gaz care ar permite întreținerea vieții pe Venus. Un gaz care ar... Rușii s-au și dus acolo și au declarat Venus pământ rusesc. Ăștia nu mai au ce să bea vodcă și merg acolo și trag gaze. Să trag acolo, să plece toți rușii pe Venus, să ne lase, că așa suntem mulți aici. Astăzi este ziua internațională a protejării stratului de ozon. Și că în ultimul timp stratul de ozon s-a mai refăcut, s-a mai întremat. Nu mai e chiar pătură de ozon, dar nici plapuma, așa un cearșaf de ozon. E bine că s-au mai redus unele emisii, de la spray-uri li se trage, nu se mai folosesc nu știu ce compuși chimici în spray-uri. Așa că astăzi să respirăm curat, să tragem un ozon bun în piept și mai ales să nu poluăm, cât putem să nu poluăm. De-aia nici eu nu mai vorbesc aici, ne apropiem de cele 10 minute sfinte și regulamentare, ca să nu fac emisii de CO2, cum zicea tovarășa Elena Ceaușescu, să nu scot dioxid de carbon și alte noxe. Nu poluăm? Scrieți la comentarii. Să nu scoatem noxe pe gură, scrieți la comentarii și vă răspund la comentarii. V-am pupat, ne vedem mâine.
Royce.